Bună seara, bine ați venit la punctul de întâlnire, doamnelor și domnilor, așa cum ați văzut din promo-ul acestei ediții. În această seară avem un invitat care n-a mai fost niciodată la punctul de întâlnire și care n-a mai fost de vreo 5 ani de zile la Antena 3. Îi mulțumesc ministrului Justiției Cătălin Predoiu pentru că este în această seară împreună cu noi. Domnule ministru, bună seara! Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Mulțumesc încă o dată că sunteți aici. Și Adina Anghelescu, jurnalist specializat în probleme de justiție, alături de noi. Adina, bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru faptul că ești alături de noi. Și o să îl rog pe Cătălin Predoiu să își caracterizeze într-un minut sau două începutul de mandat la Ministerul Justiției, pentru că sunt foarte multe așteptări în legătură cu schimbările pe care trebuie să le faceți, în legătură cu modul în care Ministerul se poate implica într-o bună funcționare a justiției. Probabil că va fi cel mai greu mandat, ceea ce e puțin nedrept, pentru că eu intuiesc că va fi și ultimul mandat la Ministerul Justiției și de regulă ultimul mandat aruncă o concluzie pe toate mandatele, dar asta e situația și nu vreau să mă plâng. Știam în ce context și ce provocări voi intra dacă accept acest mandat. Mulțumesc încă o dată celor care m-au sprijinit să fiu numit în această funcție, pentru că știu că a fost o decizie grea. Particular în această lună și jumătate a fost faptul că s-au combinat mai multe presiuni pe minister. De regulă când preiei un mandat e complicat, trebuie să intre în toate detaliile proiectelor din urmă, chiar dacă în general cunoști activitatea. Dar de data aceasta a fost și luna în care s-a format bugetul de stat și o lună în care miniștrii dau lupte grele pentru propriile bugete, foarte multe ședințe cu calcule, cu dezbateri, cu tensiune inerentă. Și în plus a fost luna în care colegii miniștrii au încercat și au reușit să recupereze foarte mult din întârzierile pe agenda PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că au promovat foarte multe acte normative și aceste acte normative trec de regulă, nu toate, dar majoritatea trec pe la Ministerul Justiției pentru avizare. A fost o provocare imensă pentru colegii de la Departamentul de Avizare, Direcția de Avizare, altelor normative, pentru că uneori intrau în minister și 30-40 de acte normative pe zi, proiecte de acte normative, unele erau voluminoase, trebuiau examinate cu atenție, să nu greșim. Au fost ședințe de guvern care s-au succedat, două, trei săptămânal, câteodată și una după alta. Bun, asta este fișa postului. Da, m-ați întrebat cum a fost, așa a fost. Sunt convins. Și în paralel a trebuit să lansez agenda proprie a ministerului, care a însemnat o lungă serie de consultări în sistemul judiciar, în afara lui, cu instituțiile care interacționează cu agenda Ministerului Justiției, discuții preliminarii pe proiectele principale ale ministerului în 2022. Nu sunt puține și temele pe care le gestionați ca ministru al Justiției au ajuns teme de maxim interes pentru populație și pentru mass media. Mi-aduc aminte, în anii 90 nu era deloc așa. Ministerul Justiției a devenit o vedetă mai nouă și mediatică și politică și instituțională. Și o să vă întreb foarte direct, ce elemente v-au determinat să îi scrieți procurorului general Gabriela Scutea să privească cu mare atenție piața de energie, acolo unde e o presiune imensă astăzi din cauza facturilor care au explodat la preț? Și citind comunicatul pe care l-ați postat pe pagina dumneavoastră de Facebook, am văzut că ați invocat inclusiv unele prevederi legale despre activitatea crimei organizate. Nu mă așteptam să găsesc această formulare în adresa pe care i-ați făcut-o procurorului general. Ce fel de suspiciuni sau ce anume v-a determinat să-i spuneți în momentul acesta de scandal imens cu energia din România, să fie atent procurorul general? În primul rând, aș dori să precizez că ministrul Justiției are dreptul constituțional și legal să emită astfel de îndrumări. În al doilea rând, aș dori să înțelegem exact ce efecte ar putea avea astfel de îndrumare și cred că cel mai simplu ar fi să spun ce efecte nu are o astfel de îndrumare. Pentru că nu trebuie să ne închipuim că de mâine
procurorii vor descinde la toți operatorii din sistemul energetic și vor lua la mână facturile. Nici vorba de așa ceva. Nu trebuie să ne gândim că procurorii vor derula operațiuni specifice în legătură cu tranzacții comerciale obișnuite care se derulează indiferent la ce prețuri și pe ce considerente economice. Dar ce înseamnă astfel de îndrumare este că atunci când procurorii sunt sesizați sau au date certe că din oficiu să pot sesiza, să acorde prioritate acestor cauze. Deci e nevoie uneori de astfel de îndrumare pentru că procurorii lucrează într-un sistem în care nu au tot ce le trebuie la dispoziție. N-au resurse umane destule, sunt foarte multe locuri vacante în Ministerul Public. Uneori condițiile logistice nu sunt cele mai strălucite și atunci e nevoie de o prioritizare a cauzelor pe care ei le instrumentează. Și atunci, ca ministru al justiției, când observ că societatea acordă atenție, suferă, există un fenomen care ar necesita o atenție specială, pot să transmiți un mesaj în ceea ce privește această prioritizare. Deci, în niciun caz nu este vorba de o descindere pe sectorul energetic de tip hărțuială sau abuz și așa mai departe. Ci doar că în planul de activități, aceste anchete, aceste tipuri de anchete să fie prioritizate. Ăsta este mesajul. Ce m-a determinat? M-au determinat în primul rând discuții la nivelul guvernului. Pe bază de date, pe bază de informații. V-au spus colegi din cabinet că au suspiciuni în legătură cu discuțiile acestea. Unele împrejurări evocate în aceste discuții oficiale lăsau multe semne de întrebare. Spre exemplu, școli care primesc facturi la prețuri astronomice, deși pentru școli există o dispoziție legală care plafonează acest cost și alte lucruri de detaliu tehnic pe care n-aș vrea să... E bine să dăm exemple, acum. Pentru că acesta da, cu școlile... Dat cel mai ușor exemplu. Da? Cel mai ușor exemplu, școala da. Școala este protejată prin deci, lege discutați specie. În interiorul cabinetului despre faptul că, discutăm de unii toate primesc probleme. Niște facturi nejustificate mari. Sigur că discutăm. Ministrul Energiei, Ministrul Economiei, colegii toți, Ministrul Educației. E o dezbatere acolo. Adică nu mergem la guvern și pur și simplu aprobăm act normativ după act normativ și mergem acasă. Adina, ce crezi că ar putea să facă parchetul general în urma îndrumărilor date de Ministrul Justiției exact pe acest subiect foarte sensibil, energia? Nimic. Dacă nu se sezează nimeni, ori din oficiu, ori să fie sezat parchetul. E adevărat, domnul ministru? Păi, am și spus. Bun. E nevoie deci, de o sesizare sau de sesizare deci, din oficiu? Deocamdată, la nivelul parchetului general, nu există nicio sezizare de acest gen. Și nici parchetul general sau alte parchete n-au binevoit să se autosezeze cu tot scandalul care există în societate și cu toate aceste înșelăciuni în lanț care s-au făcut în materie de relație furnizori, intermediari, energie, gaze, curent electric. Ceea ce mă scuzați argumentează o dată în plus nevoia unui semnal pe care Ministrul Justiției câteodată este obligat să-l dea, chiar de lege. Bun, acum aș vrea să vă întreb, credeți că este necesar ca îndrumarea pe care dumneavoastră ați făcut-o către doamna procuror general Scutea să fie luată și ca un fundament de autosezare pentru parchet? Instrumentul pe care îl folosește Ministerul Justiției nu este unul de tip procesual. Și nu înseamnă că automat, repet, procurorii trebuie să deschidă cuiva un dosar sau altcuiva, ci trebuie să fie mult mai atenți la acest fenomen și în momentul în care sunt sezați sau au date cât trebuie să sesizeze, să prioritizeze aceste lucrări. Pentru că toată lumea spune așa, până la urmă prioritatea, știți cum este, individuală. Fiecare consideră că acea cauză a lui are prioritate. Când e vorba de un omor, când e vorba de, să spunem, asasinatul de la Arad, când toate au prioritate. Lor. Deci ce faceți până la urmă? Cum totuși veți impulsiona, să zicem, vedeți, această manieră de a privi lucrurile? Mai ales de că spețele legate de energie sunt din ce în ce mai multe și mai complicate. Exact. În afară de umflarea facturilor, se vorbește de un posibil cartel, se vorbește despre faptul că anumite instituții de stat ar putea intra în faliment cu o consecință chiar pe componenta de securitate națională. Vedeți, s-a vorbit de multe ori despre înțelesul sintagmei constituționale care spune că procurorul își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministrului Justiției. Autoritatea nu înseamnă că Ministrul Justiției
e o discuție aici, care trebuie făcută pentru că legile... Adina spune administrativă, eu spun instituțională. Eu spun doar atât, e o discuție, pentru că legea ordinară nu declină suficient de mult această sictamă constituțională foarte importantă. Așa este, însă vă sar în cap pe urmă cei care consideră că independența procurorilor este absolută. Nu cred că știrbit cu ceva independența procurorilor, ei sunt independenți pe cazurile pe care le gestionează. Este un semnal pentru că Ministerul Public are ca obligație constituțională să vegheze la respectarea legalității, dar și a drepturilor și libertăților cetățenești. De aceea acest fenomen se numește minister și a fost transformat în minister public din vechea Procuratură Generală. Domnul ministru, Adina, avem niște imagini foarte complicate de ieri seară și am văzut inclusiv reacția primului ministru, Nicolae Ciucă. La Bolintin Vale se întâmplă un fenomen extrem de complicat pentru societatea românească. Niște grupări terorizează o localitate întreagă, apar niște incidente grave de ordine publică, din păcate la Bolintin apare chiar și un omor și din acest omor se creează o instabilitate atât de mare, avem imagini în direct de acolo de la Bolintin Vale, încât se ajunge, domnule ministru, până la pericolul unui conflict interetnic. Și știți bine, în calitate de politician, dar și de jurist cu mare experiență, cât de periculos sună conflict interetnic cu un fundament judiciar, criminalistic. Ceea ce se întâmplă acum la Bolintin este privit cu foarte mare atenție de întreaga țară. Care-i punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu ce se întâmplă acolo? Pentru că au fost aduse acuzații inclusiv unor magistrați care i-ar proteja pe acești agresori, asupra cărora poliția trebuie să intervină permanent. Ca idee generală, aș vrea să subliniez că România a rezolvat de mult problema conviețuirii interetnice, a respectului drepturilor minorităților. Pe de altă parte, starea de legalitate poate conduce la astfel de încălcarea stării de legalitate, poate conduce la astfel de tragedii. În al treilea rând, avem de a face cu un fenomen pe care, dacă îmi permiteți, nu cred că sunt arogant dacă citez o declarație pe care am dat-o chiar în 2011, în care am atras atenția asupra fenomenului interlopilor și a clanurilor de crimă organizată și care pur și simplu nu numai că fac inaplicabilă legea, dar calcă în picioare drepturile cetățenilor. Dacă vreți, până la urmă, e și o problemă de suveranitate acolo. În momentul în care legea unui stat nu se mai aplică într-o microcomunitate, într-o comunitate locală, despre ce suveranitate mai vorbim? Deci noi trebuie să aplicăm legea acolo. Și toate instituțiile statului trebuie să concure pentru acest lucru. Dacă parte din aceste instituții sunt arate de fenomenul de crimă organizată, de infracționalitate, lucrurile sunt și mai grave. Și iată, fără să vreți, m-ați adus la un alt subiect, care este combaterea corupției și a infracționalității în general, chiar în sistemele noastre, sistemul judiciar, sistemul polițienesc și așa mai departe. Că aceste instituții au ca menire și obligație legală să protejeze cetățenii. Ori dacă ei pactizează cu infractorii, devin una cu ei și cetățenii nu mai au apărare. Deci acolo soluția este o intervenție cât se poate de fermă pentru aplicarea legalității, inclusiv pe bază de anchete interne, iar dacă e vorba și de magistrați, instituția care deocamdată are în competență astfel de fapte ar trebui să se sesizeze. Apropo de ce spuneați, suspiciunile asupra unor magistrați, apropo de modul în care, cel puțin în teritoriu, se manifestă această autoritate judecătorească sau judiciară, în momentul în care la infracțiuni foarte, foarte grave și la clanuri interlope, care din păcate sunt prezente în toate marile orașe din România. Este așa, e un fenomen. Modul în care sunt priviți și sunt, protejați magistrații, gestionați cel mai dificil subiect al momentului pe plan intern, și anume existența secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Da. Și v-ați luat angajamentul că veți desființa această secție. Da. Ea este văzută nu de puțini, inclusiv magistrați, ca o garanție împotriva unor abuzuri sau unor complicități neconstituționale ale unor magistrați.
Și o să vă întreb ce se va întâmpla cu această secție, ce ați discutat cu primul ministru și cu președintele. Da, vedeți că e și reversul medaliei, pentru că în momentul în care n-ai un instrument, o instituție care să poată desfășura eficient investigații anticorupție în sistemul judiciar, pot să apară și fenomene de genul celor pe care le-ați exemplificat. Una dintre criticile permanente pe care eu le-am adus acestei instituții de când a fost înființată, și subliniez, nu neapărat procurorilor din instituție, ci modul în care a fost gândită această instituție și formată, a fost aceea că nu își poate desfășura competențele și împlini menirea în teritoriu. Pentru că este, nu poate fi de acceptat și nici de crezut, măcar așa, la modul teoretic, că un număr de 5 procurori, cât ocupă la ora asta schema secției, pot să gestioneze un fenomen care se întinde și în teritoriu. Iată, Bolintin, putem da orice alt exemplu din țară. N-are cum, imposibil. Schema e de deci, 16, da, numai da. Că a fost ocupată doar cu 5 și spunem, asta foarte... Iar acum mai sunt vreo 3, 20. Pentru că doamna Adina Florea a plecat doamna de acolo Angelus, de la 1 ianuarie. Haideți să spunem că sunt 20 de procurori acolo. Da. Da? Da, câte da. Localități sunt în țară? Câte comunități locale sunt? Câte instanțe avem și parche? 3.000 de oameni poți da, cu 20 de oameni, cu 15 oameni, cu 5 oameni, cantonați în mijlocul Bucureștiului, să poți să gestionezi un fenomen care, iată, ți apare în diverse locuri din țară. Deci prima remarcă este că nu poate să fie SIJU o autoritate națională. Nu, operațională. Nu își poate împlini această menire. Și de la bun început, am spus, eram în opoziție atunci, nu va funcționa sistemul acesta. Indiferent ce rațiuni au condus la formarea lui, eu înțeleg și pe magistrații, judecători în special, dar și procurori care au susținut, spunând, domnule, vrem o protecție față de orice abuz. Da. Las la o parte, această chestiune a abuzurilor n-a fost complet lămurită. Câte? Unde? Câți? Cine răspunde? Chiar în raportul de țară MCV se spune rolul justiției, nu e al ministrului justiției, nu e al primului ministru, nu e al parlamentului. Justiția trebuie să lămurească această problemă. Dar haideți să admitem că nu putem să negăm că a existat un astfel de fenomen. Și înțeleg pe cel care spune, sunt judecător, sunt procuror, vreau să fiu protejat de abuz din partea unui coleg. Perfect. Dar cum facem astfel încât să puteți să și investigați cauze anticorupție, să descoperiți corupția, dacă există, și în teritoriu. Pentru că în momentul ăsta nu se poate. Și soluția deci, dumneavoastră acest care sistem, este? Oricum am luat-o, trebuie închis. Și va fi închis. Este un domnul obiectiv ministru. În programul de guvernare. Aș vrea să vă te rog, Adina, vreau să întreb ce se întâmplă dacă închideți o secție care abia a început să funcționeze și dacă n-ar fost mai bine totuși să o perfecționați sau să o instrumentalizați în așa fel încât să fie operațională. Iertați-mă, dar funcționare e un cuvânt mult prea mult spus. Și de operaționalizat sau de îmbunătățit poți să îmbunătățești ceva care este viabil. Instituțional, secția așa cum a fost ea gândită, nu e viabilă. Dar nu poate fost fi ministru viabilă. În 2019, nu puteați să modificați această lege? Să veniți cu o modificare legislativă? În 2020. În 2020, scuze. Da. Noi am pregătit proiectul și am explicat de ce nu am trimis proiectul la Parlament. Pentru că noi nu aveam majoritate atunci. Guvernul în care făceam parte nu avea o majoritate să poată vota proiectul. PSD-ul a sprijinit punctual pe stările de alertă din punct de vedere medical și al pandemiei. Motiv pentru care nici cu ordonanță. De urgență nu puteam proceda, lăsând la o parte discuția privind referendumul pe justiție. Da. Dar și atunci, chiar și dacă primim explicația că referendumul are în vedere doar ordonanțe care ar bloca justiția și că orice alte ordonanțe ar fi posibil de adoptat, teză pe care o susține la ora asta încă opoziția, primim această teză, dar când n-ai majoritate și promovezi în guvern o ordonanță de urgență, despre care ți se spune în clar de către majoritatea care controlează Parlamentul, nu o vom adopta, o vom respinge, ar fi fost o aventură instituțională la care eu n-am vrut să particip. Pentru că a promova ordonanță de urgență în 2020 și a o vedea, desființăm secția, da? Și după 3 săptămâni, 4 săptămâni, să o vezi respinsă de Parlament, ce faci? Ce să mai reînființești? Hai să revenim din trecut. O secundă, că e important că are legătură cu prezentul. Să mergem ce la... s-a întâmplat cu dosarele respective, cu măsuri procesuale care trebuiau luate, cu infractori care ar fi putut scăpa pur și simplu pe tot felul de excepții. Cine își lua păi astfel de răspundere? Și acum e la fel, dacă vreți să o desființați, sunt aceleași nu probleme. E la fel. De aceea am și spus, primul lucru pe care l-am spus fostului coleg care mi-a succedat la minister a fost, felicitări, mâine puteți da ordonanță de urgență, pentru că aveți majoritate. Și răspunsul a fost, nu e chiar așa simplu.
Păi dacă n-ai simplu când ai majoritate, cât de simplu e când n-ai majoritate? Păi dar bine, să revenim în prezent. Sunteți la putere cu PSD-ul care acum nu vrea desființarea SIJ. Acum avem majoritate. Iertați-mă, dar în programul de guvernare votat inclusiv de PSD scrie desființarea SIJ. Cum? Și până la urmă bun. Deci desființați. Aveți un proiect pentru chestiunea aceasta. Aveți cu siguranță niște variante acolo în proiectul respectiv. La desființarea aceasta, vrea să știe tot poporul până la urmă sau toată... hai să spunem, chiar toată planeta profesională. Nu cred, dar foarte mulți oameni... Magistrații înșiși doresc lucrul acesta, pentru că mulți dintre ei știm foarte bine din raportul Inspecției Judiciare câți au avut de-a face cu abuzuri din partea celor care s-au ocupat înainte, să nu rostesc numele DNA-ului, da? Așa. Deci, cum veți face? Că dacă dosarele respective s-ar duce înapoi la DNA, ar fi o variantă, adică acolo de unde au venit, atunci ne-am trezit în formula că cei de acolo ar primi dosare în care sunt vizați ei înșiși, pentru că mulți din cetățeni și din magistrați au făcut plângeri chiar împotriva celor de la DNA. Adică ei s-ar ancheta pe sine înșiși. Hai să-i dăm voie, da? Domnul ministru, să ne spună și a care doua este variantă, soluția. Deci, care ar fi aceea de a se crea o secție? Ați luat decizia să o desființați, da? O desființați... Da. Asupra desființării nu cred că mai există vreo îndoială. Și când se va întâmpla și cum? În termen de calendar, eu cred că până la jumătatea lui februarie, Parlamentul va primi proiectul. Și secția nu va mai funcționa prezent, de când? În prezent, din momentul în care va fi adoptat proiectul. Și noi sunteți vrem sigur să fie adoptat până când spune sunteți programul sigur de guvernare. Până și la întrebarea din este cât se poate declara. Ce în ceea va ce privește după discuțiile tehnice, da? Suntem în faza în care prototipul pe care îl avem de soluție și de proiect, da, este discutat cu partenerii instituționali și partenerii politici, adică la nivel de lider de coaliție și lider de sistem ce judiciar. Ce le-ați propus? Vreau să vă cer înțelegere, pentru că nu pot divulga acum acest lucru. Dar până una când din variante este coaliția aceea... Coaliția nu se va pronunța ferm, acesta bun e proiectul, una până din când variante vom termina e aceste consultări. Aceea care vizează înapoi trimiterea lor la DNA? Sunt mai multe variante. Este și aceasta? Mai multe variante. Dacă sunt mai multe și nu spuneți nu, nu sau nu, da, înseamnă că achesați că există și această așa variantă. Așa cum v-am asigurat și la conferința de presă, nu, la voi informală rămâne la informala de presă, corect, voi rămâne cât se poate de principial în acest demers și anume a anunța în momentul în care ceva este convenit. Deci noi nu o să știm cum va funcționa viitoarea secție? Va fi o altă secție? O să știm secție în seara asta. O să fie surprise. Asta e vestea proastă. Vestea bună este că se va ști cât dar de curând. Dar va fi că o altă secție care va gestiona infracțiunile din justiție? N-am fost de 5 ani aici la dumneavoastră și prima dată la emisiune. Încă o dată mulțumesc. Mulțumesc și eu că ați venit. Dar nu o să cad în astfel de capcane. Deci nu pot comenta în niciun fel în această seară soluția tehnică. Sunteți un polemist mult mai bun în calitate de avocat cu experiență. Pot să vă spun că sunt mai multe variante tehnice, le-am discutat, le discutăm în continuare, ne consultăm cu partenerii. Eu v-am întrebat simplu tehnic, va exista o altă secție? Pe, am spus clar că nu v-am întrebat unde va funcționa. Exclud să desființăm o secție ca să reînființăm secția sub numele diferit. Înseamnă că rămân două variante. Am ori se duce înapoi la DNA. SIJ 2.0, da? Asta da l-am exclus. Asta vreau să aflu eu. Nu, asta nu va fi. Deci asta nu am va și fi spus o altă secție la altă instituție. Nu. Ar fi ceva neserios să desființez o secție ca să înființez acea secție. Deci rămân două variante. Ori se întorc la DNA, ori se duc pe secția de urmărire penală și criminalistică la Parchetul General. Nu pot atribuțiile comenta secției, da? Competența, da, competențele pe dosarele secției respective. Da? Da? La... Deci rămân aceste două variante. Orice cuvânt al meu pe marginea soluțiilor ar însemna o neseriozitate instituțională. Avem încă vă dați discuții seama că datoria noastră e să încercăm să vă tragem, da, de limbă. Și vă respect și aș face și eu același lucru, poate chiar mai insistent, dar eu mă o să mai insist. Nu pot în acest moment, pentru că avem obligații de loialitate față din de cei de... care discutăm în sistemul judiciar, în coaliție. Și nu numai. Ce se întâmplă cu dosarele care vor fi acolo, din punct de vedere tehnic, indiferent unde vor ajunge ele, vor, ce se va întâmpla vor cu ele? Vor fi soluții, vor continua dosarele. Deci alți procurori vor prelua acele dosare. În mod cert. Dosarele vor continua. În mod cert. Dosarele vor... Nu se va ele pierde nu pot nimic continua decât prin munca unui procuror. Nu se topește nimic, nu se îngroapă nimic. Gândim soluții astfel încât această activitate să devină mai eficientă. Deci sunt
trei obiective pe care noi trebuie să le urmărim aici. 1. Să desființăm secția. Obiectivul principal. Da? 2. Activitatea să devină mult, mult, mult mai eficientă. Inclusiv în teritoriu. 3. La mână, să ofere acele garanții pe care nu numai magistrații le cer, ci și o decizie a Curții Constituționale și avizul Comisiei de la Veneția și chiar și raportul MCV. Da, dar acolo inclusiv se vorbea despre independență. Se evocă ideea de garanție și într-o decizie a CJUE. Bun, despre garanțiile astea aș vrea să fiți dumneavoastră un pic mai ferm. Și să spuneți despre ce garanții este vorba până la urmă. Că dacă discutăm despre independență și ceea ce se spunea în aceste rapoarte sau în ce se zicea în Comisia de la Veneția sau CJUE și așa mai departe, era vorba de independența magistraților. Să se simtă ei protejați sub o anume formă de independență majoră. Întrebarea, pentru că adică. Pentru că șeful n-ar trebui să fie numit de CSM, ci numit politic sau cum? Politicul poate că e singurul lucru pe care pot să-l spun în seara asta. Pentru spuneți. E chestiune de principiu de la care am plecat. O altă chestiune de principiu. Politicul nu va avea niciun amestec în modul în care se formează și funcționează SIJ. Domnul ministru, o întrebare din punctul meu de vedere dureroasă pentru noi toți, pentru dumneavoastră. Excuzați-mă, modul în care se formează și funcționează sistemul care va înlocui SIJ. Credeți-mă, o să fim atât de atenți pe ceea ce se întâmplă cu transformarea SIJ, încât nu o să scăpați de întrebările noastre. V-am spus că e cel mai greu mandat, ăsta e unul dintre motive. Știți de ce? Pentru că atunci când am plecat la drumul consultărilor, care au durat o lună și jumătate în această perioadă, am plecat de la situația în care pozițiile erau ireconciliabile pe care le consultam. Și în CSM, și în rândul asociațiilor, și nu numai. Și în CSM? Aveam poziții radicale. Aș mai aduce în discuție și pentru menținere, opiniile altele, exprimate pentru de judecători în alte curți. Exact. În și atunci e foarte greu să armonizeze aceste puncte de vedere, oferind tuturor ceea ce urmăresc. Vă întreb fie pe garanții, dumneavoastră, fie anticorupție. Plecând de la o afirmație făcută de președintele Klaus Iohannis, care v-a trasat, dacă vreți, cea mai importantă sarcină. Sunteți unul din puținii miniștri care are și o legătură instituțională directă cu președintele României. Așa e fișa postului, adică să ne înțelegem. Așa e menționat în Constituție. Ministerul Justiție, iertați-mă că vă întreb, dar e important de știu lucrul ăsta, că ați evocat puțin rolul ministerului. Este singurul minister care acționează în sfera tuturor celor trei puteri, pe bază de competențe legale. Ministrul Justiției e membru în CSM, este membru de guvern, evident, merge la Parlament să-și susțină proiectele și e membru al Consiliul Superior de Președintele României a spus în felul următor. România trebuie să scape de MCV. Și eu spun în felul următor. E treaba ministrului Justiției Cătălin Predoiu să facă în așa fel încât în anul 2022 MCV-ul să fie eliminat pentru România. Imposibil. E treaba în primul rând. Da? E o muncă de echipă aici, dar evident că cele mai grele sarcini sunt pe domeniul justiției și cele pe care le avem de rezolvat sunt această desființare a secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, promovarea și adoptarea legilor justiției și promovarea și adoptarea modificărilor la codurile penale. Aceste trei lucruri atârnă enorm în balanța MCV. E adevărat că potrivit PNRR, avem ca obiectiv adoptarea codurilor, modificărilor la coduri în acest an până la 31 decembrie și pentru legile justiției în 2023. Dar dacă vrei să ții cont de MCV, nu te poți duce în 2023. Asta e limpede. Asta este limpede. Deci noi trebuie în acest an, cum necum, să adoptăm aceste reglementări. De aici mai departe, intervin foarte multe lucruri. În primul rând, prezentarea acestor realități, nu numai Comisiei Europene, ci și statelor membre, care se vor pronunța asupra deciziei când va fi de luat. Păi, trebuie să faceți un turneu foarte serios, deja să mergeți să-i convingeți. Am, cred că, v-am văzut și în calitate de ministru interimar de externe și am apreciat calitățile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. A fost, într-adevăr, o perioadă foarte frumoasă, de care mi-aduc aminte cu plăcere și profit de ocazie să-i salut pe foștii colegi de la Ministerul de Externe, pentru care am toată stima. Asta vă obligă. Deja am desfășurat un număr de bilaterale în marja JAI, Olanda, Franța, Italia, Germania,
La București mă văd săptămânal cu 2-3 ambasadori, inclusiv astăzi m-am văzut cu ambasadorul Marii Britanii. Mâine o să am iar un contact important din Statele Unite. Deci, o dată la 2 zile am un contact pe această linie ca să clădim deja efortul de lobby, să spunem, de prezentarea realizărilor. Realist, noi trebuie vorbind... să mergem pe două laturi. Pe de-o parte, trebuie să facem lucruri în teren, să ne atingem obiectivele, pentru că nimeni nu va ridica MCV doar pentru că facem lobby. Dar, pe de altă parte, acest rezultat trebuie bine prezentat. Iar această prezentare nu se poate face de pe azi pe mâine. Trebuie e să, foarte adevărat, să faci luni de noi zile avem MCV-ul ăsta de foarte, foarte mult timp și dacă și președintele României vă spune că România trebuie să scape de MCV, trebuie, bănuiesc că pentru noastră e o sarcină esențială. Știam de la început că va fi. Anul acesta sunteți optimist că s-ar putea întâmpla ceva? Am fost de foarte multe ori foarte aproape de ridicarea MCV. Deci știu ce trebuie făcut ca să ajungem acolo și știu că se poate. Deci eu am văzut, cum vă văd pe dumneavoastră, cum se spune, la doi pași rezultatul, de două ori până acum. S-au întâmplat lucruri în politic, în general, care au prăbușit acest efort. Nu pot decât să gândesc optimist, pentru că dacă aș gândi pesimist, la ce mi-ar folosi, da? Adina, sper că anul ăsta să nu se mai întâmple nimic politic care să ne îndepărteze de acest rezultat. Te întreb pe tine, Adina, ce ar trebui să determine ridicarea MCV-ului pentru România? Domnul ministru spunea că nu ține de un lobby politic mai de mult. Nu, numai de un lobby politic. Ține exact. Și. Mă rog, în 2012 spuneați că nu ține de un lobby politic. Introduceați acolo și ca notă diplomația. Pentru că nu era așa nevoie, mai departe. Doamna Bun. Anghelescu. Însă, atunci erau temele gata toate. Însă, domnul ministru, lucrurile stau așa cu MCV-ul. În momentul în care noi am fost puși sub această monitorizare, aveam 4 obiective. Da? De acord? 4 obiective noi și 6 bulgari, sau cam așa. Nu? Da. Bun. Noi obiectivele mari. Bun. Da. Alea mari. Anii, cu ok, nu le mai enumerăm, că avem puțin timp și vreau bun, să parcurgem încă un subiect. Însă, deci de la 4 obiective, da. Pe urmă, după ce s-au făcut acele obiective, au urmat altele, după aia altele și așa mai departe. În 2012 sperați și atunci că într-un an de zile, 2011, de fapt, spuneați că până în 2012 s-ar putea da. Să ridicăm, să mergem în Schengen și așa mai departe. Pe noi ne ține pe loc acest MCV ca o lesă, că întotdeauna, tot dumneavoastră spuneați, e ca într-o cursă cu obstacole în care realizezi totul și brusc Adina, apare ceva la final pe ultima ești, 100 de metri. Ești sunteți pesimistă? Convins că... Ești pesimistă? O să ridice sau nu MCV-ul pentru România? Nu, eu nu sunt pesimistă, sunt realistă. Sunteți convins că se va finaliza acest MCV, se va închide în condițiile în care noi mai avem încă o monitorizare acum, peste firească, aceea cu statul de drept? Eu nu cred. Dacă nu ne torpilăm singuri șansele, cum am făcut-o în două rânduri, da, este fezabil, eu asta vă spun. Ce sunt absolut sigur este că la Ministerul Justiției se va trage pe brânci pentru asta și că noi ne vom livra obligațiile la termen exact când ne-am angajat. Mai aveți o calitate pe care ați evocat-o, acea de membru al CSM. Și zilele acestea vedem un scandal uriaș în CSM cu un președinte interimar desemnat fostul președinte. Nelegal. Peste lege. Adina spune nelegal. Eu spun că sunt acuzații că ar fi nelegal, dar Adina, cunoscând sistemul ăsta foarte bine și toți oamenii, are libertatea să spună. Este un președinte interimar al CSM-ului, sunt proteste acolo, a fost și un comunicat al înaltei curți. Ce puteți să faceți dumneavoastră să rezolvați problema foarte gravă, pentru că CSM-ul este cel mai important arbitru al justiției. Am explicat de nenumărate ori membrilor CSM că în astfel de situații, tot ce poate face Ministrul Justiției este să medieze și să încerce să aducă părțile la masă, să discute, să găsească ele o soluție. Politicul nu poate rezolva el problema care apare din sistem între membrii, reprezentanții sistemului. S-a mai încercat odată lucrul ăsta. A fost un blocaj legat de inspecția judiciară și politicul a intervenit printr-o ordonanță de urgență peste noapte și acea ordonanță de urgență, apropo de temele care se adaugă, doamna Anghelescu, de aia se adaugă, pentru că noi ne-am bătut cuie în talpă periodic. Deci politicienii îți devină că noi suntem sub MCV. Eu nu vreau să fiți membru CSM. Eu nu vreau acum, să... politic, nepolitic, sunteți membru CSM. Da, și în calitate de membru CSM mi-am exprimat părerea când a apărut această chestiune și mi-am exprimat părerea că trebuie să o soluție rapid.
se pare că se va și întâmpla în curând. Adică sunt șanse ca prin, eu știu, înlocuirea doamnei Ghena, care s-a retras, să se decanteze o soluție. Dar este o chestiune pe care, în primul rând, magistrații de acolo trebuie să o convină. Altfel, ministrul Justiției să intervină printr-o lege specială. Eu vă întreb pe dumneavoastră, ca membru CSM, ei vă că n-ajung la nicio concluzie. Moment. Nici nu s-a pus problema, asta e adevărul. Da. Dar credeți că o să avem un președinte CSM legal în scurt timp? Eu sper. E un judecător al înaltei curți care e candidat pentru această poziție. Trebuie să luăm acum publicitate și pregătiți-vă de explicațiile. Este unica șansă, Radu. Da. Asta trebuie să înțeleagă lumea. Pentru că Adina e mai tranșantă, ca de obicei. Se vede că e jurnalist pe justiție de 30 de ani. Pentru că pentru prima oară, doi candidați, doamna Baltag și cu celălalt candidat, au fost respinși pentru prima oară. Și atunci doar domnul Budă de la înalta curte, care vine acum în locul doamnei Ghena, poate să mai fie președinte. În câteva minute vă spune ministrul Justiției, după publicitate, de ce a luat decizia măririi salariilor și pensiilor în domeniul justiției, pentru că a stârnit foarte multe controverse această decizie și ne va explica în câteva minute. Publicitate. Nedis tratează arsurile gastrice prin reducerea producției de acid din stomac. Aveam și arsuri gastrice, acum iau Nedis o dată pe zi înainte de masă. Nedis pus la arsuri gastrice. Câteodată mai fac greșeala să-i las pe alții să aleagă pentru mine. De exemplu, iau ce-mi recomandă chelnerul. Dar când vine vorba de sănătatea mea, eu sunt cea care alege. Laboratoarele Clinica Sante oferă servicii excelente, iar nota de plată nu e piperată. Fă-ți un test COVID la Clinica Sante. Ai centre de recoltare în toate județele, iar acum prețul este și mai accesibil. Clinica Sante. Specialiști în analize medicale. Când bântuie gripa și răceala, toți suntem expuși. Dar acum există Paduden răceală și gripă. Combinația optimă ce acționează rapid împotriva febrei, congestiei nazale, durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, Paduden răceală și gripă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Numele meu este Doamna Data Viitoare. Eu sunt domnul iCredit și te ajut să scapi de doamna data viitoare. Sună acum la steluță 7171 pentru credit rapid. Sau accesează un credit online cu banii direct pe cardul tău. Detalii pe iCredit.ro. Hemoroizii pot genera simptome precum disconfort, durere, senzație de arsură. În lupta împotriva hemoroizilor, utilizați Cicatridina supozitoare, numărul 1 în topul vânzărilor din România. Cicatridina supozitoare, tratament adjuvant al proceselor reparative ale canalului anorectal, fisuri anale, în caz de hemoroizi interni și externi. Absorbantul pentru incontinență Tena Lady neutralizează mirosurile și se menține de până la 8 ori mai uscat față de absorbantele pentru igienă intimă. Protejează precum Tena. Comanda acum o mostră gratuită pe tena.ro. Fiecare dintre noi poate preveni apariția infarctului miocardic. Întreabă medicul dacă ești expus riscului cardiovascular. Aspirin Cardio 100 de miligrame de la Bayer în fiecare zi poate preveni apariția infarctului miocardic. Cel mai bine cheltuit leu e la Mega de lângă tine. La Mega ai pizza Giuseppe cu 50% discount la al doilea produs cumpărat și vin roșu Gitana la 29,99 lei. Mega Image, mega regatul ofertelor. Te confrunți cu arsuri gastrice? Iată, Gaviscon creează un strat protector în stomac, care calmează rapid arsurile și previne refluxul acidului gastric. Vârsta îți poate afecta creșterea părului, care devine mai subțire și începe să cadă. Cu tonicul Plantur protejezi rădăcinile părului. Îl aplici pur și simplu pe scalp și masezi ușor. Rezultatul, un păr frumos și puternic. Plantur 39, terapia cu cafeină pentru părul tău. În timpul sezonului rece, imunitatea organismului nostru poate scădea, așa că ai grijă de aceasta cu un Gripovit Max C fierbinte. Gripovit Max C, forță dublă pentru imunitate. În farmaciile Dr. Max ai prețuri speciale la sute de produse. Acum Dr. Hart gel articulații la 14,99 lei și Calmotusin Drops la 18,99 lei. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție prospectul. Farmaciile Dr. Max. Prețuri Dr. Max de mici. Ea e Maria și are o migrenă. El e Andrei. Stă acolo de o oră că nu știe ce să facă. Dacă o întreabă ce are, de ce o întreabă? Dacă nu o întreabă, de ce nu o întreabă? Când pe ea o doare capul, sigur greșește el cu ceva. Prin puterea tripla a combinației de substanțe active, Antinevralgic Forte acționează rapid împotriva durerilor de cap și a migrenelor. Antinevralgic Forte. Dă de cap durerilor de cap. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Să experimentezi poate fi distractiv,
chiar dacă lucrurile nu ies întotdeauna așa cum te aștepți. Totuși, când vine vorba de răceală și gripă, nu vrei să experimentezi cu sănătatea ta. Contează pe Parasinus. Parasinus cu triplă acțiune ameliorează rapid și învinge simptomele de răceală și gripă. Nu experimenta cu sănătatea ta. Contează pe Parasinus. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Oh, nu, 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 nu. Doar ce au fost puse la reducere biletele pentru Robotech Expo și nu mai există niciunul. Zero. Uneori, zero poate fi bun. Ca pe eToro. Bucură-te de investiții în acțiuni fără comision. eToro. Descarcă aplicația astăzi. Oboseală. Aspect palid. Dificultăți frecvente de respirație. Chiar și căderea părului. În România, aproape una din patru femei se confruntă cu anemie. Cea mai întâlnită cauză fiind deficitul de fier. De aceea, eu am ales Feroptim. Feroptim conține o doză mare de fier și în plus complex de vitamina B și vitamina C, ce susține absorpția fierului. Întreabă în farmacii de Feroptim. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Grăbește-te să prinzi ofertele noi. Doar până duminică ai ulei de măsline ecologic 500 ml la doar 11,99 lei. Bacon crud uscat feliat 100 de grame la doar 4,79 lei. Și roșii la numai 3,89 lei per kilogram. Lidl, meriți să fii surprins. În caz de balonare, crampe, flatulență, Kebene Plus are efect dublu și acționează rapid în numai 15 minute. Kebene Plus și starea de bine revine. Terapia de 100 de ani. Stai, încearcă noul Herbitusin Tuse. Calmează tusea și durerea în gât. Herbitusin, inspirat din rețete originale elvețiene. Medalia gratuită este dedicată împlinirea 100 de ani de la încoronarea întregitorului de țară, regele Ferdinand I. Comandă acum pe medaliegratis.ro. Sindolor are 3 beneficii. Triplă acțiune la locul dureros, acțiune până la 12 ore, formă de gel cu aplicare ușoară. Cu Sindolor Gel poți câștiga în meciul cu durerile musculare. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Am revenit. Adina Anghelescu, întrebare pentru Ministrul Justiției. V-a spus în cap pe toată lumea care a zis că ați mărit pensiile și salariile. Dumneavoastră ați susținut într-un comunicat că n-a fost așa. Că de fapt ați pus în aplicare o decizie a Curții Constituționale și ați vrut să opriți hemoragia de hotărâri judecătorești pe care magistrații și le luau în instanțe și cu care își măreau tot. Acum, credeți că hemoragia asta se va finaliza? Pentru că au început iarăși alte acțiuni privind diurna de 2% pe zi, date din 2006 până acum, din indemnizația brută, prin care ei își măresc în continuare. Răspunsul dumneavoastră, domnul ministru. Deci, ministrul justiției nu poate să majoreze nici salariile și nici pensiile. Nu e în competența lui. Și ministerul justiției nu a majorat nici pensiile și nici salariile. În realitate, ceea ce a făcut ministerul justiției a făcut aplicarea unor decizii, inclusiv ale înaltei curți și ale curții constituționale. Aș putea cita decizia 55 din 2021 a înaltei curți și decizia 794 din 2016 a Curții Constituționale, care au făcut aplicarea unor principii prevăzute de legile în vigoare. Mai concret, în 2016, prin Ordonanța 20, s-a modificat un anumit coeficient, un venit de referință sectorială, pentru una dintre familiile ocupaționale din justiție și numai pentru una. Pe câtă vreme legea spune că în momentul în care intervii pe o familie, într-o familie ocupațională, trebuie să faci uniform acest lucru. Asta a deschis valul de procese care nu pot fi oprite, cum spunea doamna Angelescu, decât printr-o viitoare lege. Până la viitoarea lege însă, Ministerul Justiției, ca orice minister, nu poate ignora hotărâri judecătorești definitive. Unora le scad salariile. Aici nu avem niciun fel de îndoială. Ca dovadă că unora le mai și scad salariile. Și ce faceți cu aia care se duc în instanță pentru că le scad salariile? Vreau să spun și altceva. Nici hotărârile în sine n-au majorat salariile, ci pur și simplu au făcut o corectă corelare a unei legislații prost gândite, prost făcute. Eu am înțeles perfect și nu mai e nevoie de niciun fel de lămurire. E hotărâre definitivă. Mai ales Ministerul Justiției n-are cum să ignore așa ceva. Și faptul că noi am procedat în acest fel va face economii Ministerului Justiției. Eu vă spun, bugetul... Este o dezbatere foarte amplă în sistemul de justiție din România în legătură cu prevalența dreptului european asupra dreptului național și chestiunea a ajuns inclusiv la Curtea Constituțională.
Din punctul dumneavoastră de vedere, cum poate fi lămurită această problemă? Bun. E limpede ca bună ziua. Articolul 148, aliniatul 2 din Constituție. Spune cam așa. Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și dispozițiile comunitare cu efect obligatoriu, au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne. Iar două aliniate mai jos, la aliniatul 4, spune că Parlamentul, Președintele României, Guvernul, Autoritatea Judecătorească au obligația să aplice aliniatul 2. Despre ce discutăm? E adevărat. Despre Constituție, domnul ministru, despre Constituție discutăm. Dacă mai avem Constituție sau nu? O desfințăm? Este o retorică pe care eu aș dori să o aducem mai aproape de tehnicalitate. Chiar Constituția spune pentru că asta. Veți vedea că dacă citiți decizia Curții Constituționale, da, este mai nuanțată decât se comentează în spațiu public. După bun, cum și care e mesajul dumneavoastră? Că sunt atâția magistrați care se uită acum și deciziile se întreabă. Curții de Justiție a Uniunii Europene, veți vedea că sunt mai nuanțate decât se discută în spațiu public. Și la ora asta, pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene, este o cauză care va tranșa această armonizare dintre decizia CJUE din 18 iunie anul trecut cu decizia Curții Constituționale din România 390. Ce păcat că nu avem cale de atac la CJUE. Și cum. Și aceste nuanțe trebuie avute în vedere dacă vrem să fim riguroși. Pentru că de multe ori aceste dispute pe care se așează și orgolii, inclusiv naționale, ca și cele comunitare de altfel, sunt cauzate de lipsa de atenție la nuanțe și de o, cum să spun, extrateritorialitate, dacă vreți, între ghilimele, a fiecarei competențe. De altfel, s-a sesizat această tensiune și pot să vă spun că în februarie 20, la Paris, va avea loc o conferință la care participă toate curțile supreme și curțile constituționale din Europa și Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a se lansa un dialog între aceste curți. Și soluția asta este dialogul între acești magistrați de prim nivel și politicienii ar trebui să facă un pas în spate și să ajute acest dialog. Sunt convins că justiția va ști singură să își armonizeze aceste opinii în legătură cu prevalența dreptului național. Ceea ce face ministrul francez în această direcție este salutar. Sunt convins de lucrul acesta. Ministrul Justiției Cătălin Predoiu, la punctul de întâlnire, mulțumesc încă o dată. Adina Angelescu, mulțumesc pentru ajutorul neprețuit și pentru insistența de fiecare dată pe subiectele importante. Rămâneți cu Antena 3, urmează Mihai